Bun găsit, dragi prieteni, la adevărul și perspective. Solomon ne lasă să înțelegem că viața este o deșertăciune. Însă cred că dacă i-am întrebat pe prietenii noștri, pe semenii noștri, pe cei care sunt în jurul nostru, probabil că ar ajunge astăzi la o altă concluzie. Vorbim în această seară despre perspectiva corectă cu privire la viață. Câți dintre noi Putem ajunge la concluzia aceasta la care Solomon a ajuns, însă, înainte de toate, trebuie să stabilim și să urmărim ce înțelege el, ce vede el și cum se raportează el la viață, de a ajunge la această concluzie că totul este deșertăciune. Ce este drept? Pare o viziune pesimistă a vieții, una întunecată, neagră. Vorbim despre o perspectivă, s-ar putea, depresivă a omului care nu vede nimic la orizont. Chiar așa să fie viața? Chiar în felul acesta să o înțelegem, să o privim? Și ce rost își mai are credința, speranța în viața creștină și modul în care noi ne raportăm la ziua de mâine. Acesta este subiectul din această seară. Încercăm împreună să stabilim dacă viața chiar este o deșertăciune, iar invitatul nostru din această seară este pastorul Robert Mandache. Bine, v-am regăsit, domnule pastor, și mă bucur că sunteți alături de noi în această seară. Mă bucur să vă salut din nou pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc. Trebuie să decifrăm în primul rând, să înțelegem ce se află în spatele acestei uh, expresii. În clipa în care Solomon spune că totul este o deșertăciune, la ce anume. Se referă el. Putem să înțelegem că în spatele acestei expresii, în spatele acestei idei bogate de altfel, s-ar putea găsi și niște condiții care să ne conducă spre concluzia aceasta? Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l menționăm este legat de o definire a termenului deșertăciune nu aș face apel la cea pe care ne o propune Dexul pentru că este destul de clară pentru toți cei care ne urmăresc. Însă m-aș referi la termenul ebraic folosit de Solomon în contextul acesta pentru că el ne poate deschide un orizont asupra subiectului de care avem nevoie de altfel. Termenul folosit de Solomon aici este habel habalim. Asta însemnând făcând trimitere la abur iar contextul în care el folosește termenul acesta de abur este foarte comun contextelor cu referire la idoli. Ori, înțelegând această alăturare a termenilor, ne dăm seama că el ajunge la o concluzie sau concluziile la care el ajunge în cartea aceasta a eclesiastului are referire, face referire, face trimitere la lucrurile pe care el constată, în urma unei analize profunde, că sunt lipsite de valoare, lipsite de importanță, lucruri care derutează, lucruri care sunt o contrafacere a realității. Acesta ar fi primul lucru pe care l-am putea spune. Al doilea aspect care merită menționat este că Solomon se află în căutarea fericirii profunde. Fericirea ca sens al vieții. Și el își îndreaptă căutările pe parcursul cărții Eclesiastul în diferite direcții, în diferite domenii. Și abordează, de exemplu, domeniul relațiilor interumane și ajunge la concluzia că fericirea profundă, fericirea adevărată, nu rezidă din calitatea relațiilor, și îndreaptă apoi atenția spre zona realizărilor umane, din, din zona lumii fizice, da? Și constată același lucru: că viața este o deșertăciune dacă este bazată pe acumularea de valori, de bogății, chiar de statut social în, în această lume. Se gândește, apoi se îndreaptă în căutarea fericirii la zona plăcerilor plăcerilor fizice, plăcerilor carnale și luându-le la rând pe toate trage aceeași concluzie, că fericirea profundă nu este de găsit în această direcție. E bine, concluzia lui, a lui Solomon că toate sunt deșertăciune și goană după vânt, deșertăciune a deșertăciunilor, poate să fie trasă în, și înțeleasă în următorul context și anume, el analizează Solomon tot ceea ce se întâmplă sub soare. Și este foarte interesantă această zicere a lui. Fără să nege existența lui Dumnezeu, totuși el în această căutare nu îl include pe Dumnezeu. Care este concluzia lui finală pe subiectul acesta? Putem să aflăm dacă ajungem la finalul cărții Eclesiastru, acolo unde el lămurește și așează lucrurile. Mi-am notat două idei și mă întreb de câte vieți ar fi nevoie să ajungi la concluzia aceasta adică fiecare generație care pleacă la drum pleacă cu această idee, noi vom face ceva inovator în primul rând și noi vom experimenta ceva ce n-au experimentat celelalte generații vorbim de o înțelegere cu totul nou proaspătă a vieții în ce condiții poți ajunge la aceste două idei? Pentru că noi trăim, practic, într-o lume a contrafacerii, trăim într-o lume a idolatriei, de tip modern sau postmodern, dar, în același timp, plăcerea profundă este o, e o căutare naturală a tuturor oamenilor, toți, indiferent de domeniul în care activăm sau indiferent de înțelegerea pe care o avem cu privire la viață, noi căutăm plăcerea. Dincolo de ideea aceasta de datorie, de responsabilitate, de activitate, de eveniment și așa mai departe, cum ajungem la aceste concluzii în condițiile în care se pare că noi tot resetăm timpul și noi credem că suntem cei cu care istoria pleacă la drum? Nu ne mai dorim să ne uităm în spatele vieții noastre. Da. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le menționez din întrebarea pusă. Este o întrebare foarte complexă. Cred că această tendință dă, într-un fel, frumusețe vieții. Care, sta, o clipă, care tendință? Tendința de a crede că istoria începe cu tine, că poți trăi cu semnific, mm -hmm. o semnificație absolut diferită de cea a înaintașilor tăi. Mie îmi place ideea aceasta, mie îmi place gândul acesta dă un simțământ al valorii de sine, al valorii personale, poate să fie unul dintre sensurile vieții, da, acela de a căuta ceva special, de a depăși condiția înaintașilor tăi. Este ceva frumos în chestia asta. Însă, dacă în această căutare faci abstracție de înțelepciunea acumulată până la tine, ai toate șansele să ieșuiezi. Și de aici Rezide valoarea zicerilor lui Solomon. Pentru că el, el ne dă această carte, formulează zicerea sa ca un testament pentru generațiile viitoare. Dacă generația noastră ține cont de testamentul acesta, are șansa să clădească, să construiască pe o temelie sigură. Aceasta ar fi o parte, aceasta ar fi o parte a răspunsului pe care îl dau întrebării dumneavoastră. Apoi, Aș vrea să fac referire la faptul că căutarea aceasta după fericire, căutarea după sens, este așezată, este sădită în noi de Dumnezeu și este una legitimă. Ea poate da frumusețe vieții dacă direcția spre care ne îndreptăm pentru căutarea răspunsurilor este direcția corectă. Dacă noi alergăm după aburi, dacă alergăm după contrafaceri, atunci devine foarte evident faptul că vom eșua Și uh, inevitabil vom trage concluzia cu care și începe cartea Solomon, și anume că totul, absolut totul, este deșertăciunea deșertăciunilor, este goană după vânt și putem chiar ajunge la uh, concluzia uh, dramatică uh, viața nu merită trăită, pentru ce să treci? Dacă în relații nu găsești plăcere, în lucrul mâinilor tale nu găsești plăcere. Uh, în dorința de dezvoltare pe plan profesional, social, nu găsești plăcere, atunci la ce, la ce merită trăită viața? Dar să nu uităm că toate aceste direcții sunt sub soare. Există o dimensiune mai înaltă decât aceasta pe care Solomon o propune nouă, cititorilor, ascultătorilor, la sfârșitul cărții sale. Ne referim momentan la ce se întâmplă sub soare. La dimensiunea aceasta, cumva se vor găsi și întrebările și răspunsurile noastre. Sugerați că noi să învățăm istorie uitându-ne poate în cărți, citind, analizând, discutând, însă noi știm că reticența oamenilor este destul de mare. Noi nu mai vorbim de cât se documentează lumea astăzi. Nu mai vorbim. Sunt mulți dintre semenii noștri care nici nu știu ce este Holocaustul, ce s-a întâmplat și care este direcția în care istoria se îndreaptă. Suntem puțin pe din afara istoriei, ne lipsește și cunoștințele, ne lipsește și înțelegerea largă a întregului fenomen care are loc astăzi. Întrebarea mea este, cum putem convinge un om? Dacă îl putem convinge că trăiește într-o lume a contrafacerilor, și cum îl putem convinge că el și 200-300 de ani, dacă ar avea la dispoziție, nu ar experimenta plăcerea profundă sau nu ar experimenta împlinirea de plină. Cum convingem un om și cum îl ajutăm? repet, dacă ar fi să rămânem la perspectiva aceasta sub soare, cum îl convingem că viața, din punctul ăsta de vedere, este o deșertăciune? Prea puțin dintre noi se opresc și ajung la această concluzie. Dacă am fi în locul lui Solomon, cu siguranță că dacă am avea case, livezi, grădini și așa mai departe, tot ce amintește el în capitolul 2, n-am ajunge la concluzia că totul e o deșertăciune, pentru că ele ne-ar da sens, spunem noi. Ce trebuie să se întâmple ca noi să ajungem la concluzia asta la care Solomon a ajuns? Cred că în situația în care istoria este neglijată, nu îi se dă suficientă importanță, nu ne aplecăm asupra ei, nu ne interesează lecțiile istoriei, ne așezăm într-o postură foarte vulnerabilă, aceea de a fi ușor manipulați, ușor înșelați, ușor târâți în direcții păguboase pentru noi. Însă, cred că, dincolo de acest pericol, ceea ce poate să creeze un soi de zădărnicie al trăirii zilelor, lunilor, anilor, este graba cu care. Trăim în contemporaneitate, cu care ne lăsăm înfășurați de contemporaneitate, și absența unui alt exercițiu, și anume introspecția. Pentru că dacă, făcând abstracție de lecțiile pe care ni le oferă istoria, ne-am luat timp să cugetăm la propriile noastre experiențe, avem deja o bogăție de argumente pentru a căuta niște realități dincolo de soare care pot da sens vieții noastre. Haideți să vă dau un exemplu concret. Considerăm probabil că o, o haină nouă sau o mașină nouă sau ce vreți, da, să, să nu ne referim la case noi că s-ar putea să ne ducem prea departe, dar niște lucruri pe care le dorim foarte mult și care poate chiar putem să intrăm în posesia lor relativ ușor, ne închipuim că lucrurile acestea aduc fericire. Da? Și suntem motivați într-o anumită etapă a vieții noastre să le dobândim. Mi-aduc aminte câtă trudă am depus pe când eram copil să-mi cumpăr un ceas și cât de mult așteptam în ziua în care să am ceasul acela. Dar pe măsură ce înaintăm în vârstă, aspirațiile noastre diferă, se amplifică și așa mai departe. Dar experiența este aceeași. Luptăm foarte mult pentru un lucru, reușim să-l obținem, el aduce cu sine un anumit nivel de, de satisfacție, de împlinire, însă satisfacția trece repede. Cât te bucuri de o mașină uh, pentru faptul că este nouă? Păi câteva zile sau câteva săptămâni până a primit prima zgârietură, până când s-a dus mirosul de nou, până când... Și după aceea, uh, deja privirile se îndreaptă pe geam în dreapta și în stânga și descoperi că de când ai dat-o comanda a apărut un alt model uh, sau uh, costumul pe care l-ai purtat uh, se, se uzează destul de repede. Deci, dacă ne oprim, dacă rămânem asupra acestui exercițiu al introspecției, cred că descoperim suficiente lucruri în propria noastră existență de natură să ne determină să căutăm sensuri mai profunde sau mai înalte. Aici sugerați că ar trebui să căutăm experiențele pozitive sau cele negative? Practic, la, mă uit spre exemple pe care ni le-ați dat, practic noi nu ne bucurăm de nimic în viață. Pentru că oricum totul este uh, trecător, totul este perisabil, totul se consumă, totul este efemer, nimic nu rezistă, nimic nu-i veșnic în mâna noastră. Bun, asta înseamnă că, practic, unui om e luat bucuria de a trăi. Pentru că mulți dintre noi pentru lucrul acesta trăiesc. Cum se interpreteze orice experiență de tipul acesta, poate și de un alt tip, în care... El intră în posesia unui lucru. Cum să privească tot ce îi se întâmplă în viață? Pozitiv sau negativ? Adică ar trebui să abordeze orice experiență de felul acesta cu, cu gândul: e deșertăciune, nu rezistă. Sunt mașini mai bune, poate un costum mai bun, un ceas, un telefon și așa mai departe. Să trăiești cu gândul ăsta. Că nu poți să te bucuri, da, ajungi foarte repede la concluzia că viața e o deșertăciune. Dar și mesajul pe care îl transmisi despre tine nu cred că este cel mai elegant, cel mai frumos. Da, aș încerca să dau răspuns la această întrebare folosindu-mă de o ilustrație dintr-o altă epocă, dar cred că poate să fie savurată sau pricepută de și de către noi astăzi. Un copil află că pe ulița lui va trece parada circului și la stăruințele lui mama îi dă o monedă să participe, o monedă cu care se putea bucura de ce avea să urmeze. Și copilul nostru iese pe uliță, vede parada care trece, da, clovni și câteva dintre animalele care urmeau să dea reprezentația. Și la sfârșit de tot, clovnul cu jobenul întinde jobenul în dreapta și în stânga și unii dintre uh, spectatori aruncă ceva în jobenul acesta. Moment în care copilul își aruncă și el moneda și pleacă fericit acasă că a văzut reprezentația. După câteva momente de dialog, mama își dă seama ce s-a întâmplat. Băiatul n-a văzut decât parada, n-a văzut decât publicitatea la uh, manifestația pe care urma să o dea circul. Moneda aia a fost dată pentru manifestația principală, nu doar pentru paradă. Dar el s-a mulțumit cu parada, considerând că aceea este tot, ratând, de fapt, esențialul. Cam asta ni se întâmplă și nouă. Eu n-aș spune că ar trebui uh, ignorate total sau ar trebui să, uh, să negăm. Aceste, acest soi de bucurie pe care o experimentăm secvențial pe parcursul vieții noastre. Există un soi de bucurie pe care ți-o dau întâlnirile cu prietenii, nu? Dumnezeu ne-a creat ființe sociabile, sociale și viața de societate aduce cu sine anumite satisfacții. N-ar trebui să le negăm. De asemenea, Dumnezeu ne-a creat în această lume materială și l-a pus pe Adam și Eva să aibă grijă de o grădină. Ori, munca în grădină aducea cu sine niște satisfacții din zona aceasta materială. Sunt satisfacții legitime. Problema este alta. Când satisfacțiile din zona aceasta a materialității devin scopul suprem în viață, Dumnezeu ne-a creat pentru mai mult decât atât. Și dacă ne mulțumim cu o viață superficială, dacă ne mulțumim doar cu parada, dacă nu ne punem întrebări profunde, asemenea celor pe care și le-a pus Solomon, s-ar putea să trăim, să, să fim ok. Însă, ratăm, pierdem esența lucrurilor și ne oprim la un nivel mult mai superficial de fericire, de bucurie, de împlinire, decât cel la care intenționează Dumnezeu să funcționăm. Ce întrebări și-a pus Solomon, apropo, legat de introspecție? Care au fost și care sunt? întrebările pe care ar trebui să ni le adresăm și care să treacă de stratul acesta superficial al lucrurilor în care trăim cu impresia că suntem bine. Și mai, mai e ceva, era să uit, mai e ceva, merită să ne adresăm astfel de întrebări în condițiile în care viața s-ar putea, să, acum sper să nu vorbesc din cărți, da? în care viața ți este Extrem de mult zdruncinată dacă ajungi la concluzia la care a ajuns Solomon. Merită viața cumva să se miște din toate temeliile? Ai spre ce să te îndrepți? Ai o altă filozofie de lucru pe care să o îmbrățișezi? Și aici cred că putem intra la ceea ce se întâmplă și dincolo de soare. Da, îmi place întrebarea. Miar. -mi <coughs> Mi-ar plăcea foarte mult să, să am un răspuns exact la prima parte a întrebării. Nu știu exact care au fost frământările lui Solomon, nu știu exact care au fost resorturile ce l-au determinat pe el să-și să pună aceste întrebări, doar pot să opinez. El ajunsese la un nivel social, material, de toate felurile, la care gustase din mai tot ce îi putea oferi viața, societatea la vremea aceea. Și după ce a gustat mai din toate lucrurile acestea, el și-a dat seama, a realizat că poate exista un sens mai profund decât acesta. Ori această conștientizare a unui sens al mai profund vine odată cu depășirea nivelului de subsoare. Iar aspirațiile lui Solomon, cu siguranță că treceau de nivelul acesta. Și atunci, el, deși trăia cu picioarele pe pământ, da, folosind un, o expresie preferată a mea, un motto al uh, activităților pe care le desfășurăm în această perioadă la nivelul bisericii adventiste din zona noastră, deci fiind cu picioarele pe pământ, el simte nevoia să-și îndrepte privirile spre cer. Și își dă seama că, uh, schimbând dimensiunea aceasta, conștientizând dimensiunea spirituală a ființei lui își dă seama că uh, sunt motive sau sunt resorturi mai puternice care l-ar putea propulsa la un alt nivel de fericire decât cea experimentată în uh, dimensiunea materială a ființei lui. Acesta este motivul din care el uh, ajunge la finalul cărții Eclesiastul să uh, afirme cât se poate de răspicat o concluzie și dacă noi rămânem... Uh, în această emisiune sau în urma lecturării cărții Eclesiastul doar cu concluzia că viața este deșertăciune și că nu merită trăită, avem nevoie să corectăm această concepție ducând parcursul nostru până la capăt, exact așa cum o face Solomon. Pentru că concluzia concluziilor din punctul lui de vedere este diferită de aceasta. Și el spune așa, versetul 13 din Eclesiastul 12. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Deci, încheierea tuturor învățăturilor nu este că viața este o deșertăciune a deșertăciunilor și că nu merită trăită. Nu, ci concluzia este fundamental diferită. El spune așa, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Deci, Solomon propune aici dimensiunea de dincolo de soare, cea care dă sens căutărilor noastre și așează foarte frumos contextul în care toate celelalte direcții sunt potențate. El, el afirmă următorul lucru. Deci, ce se află în spatele af acestei afirmații? În momentul în care așezi în mod corect valorile, în momentul în care în viața ta sunt așezate corect prioritățile, în momentul în care ții cont de faptul că timpul nu este doar timpul acesta care se măsoară în anii vieții tale, ci că ai șansa să treci dincolo de această graniță, atunci această perspectivă îți dă posibilitatea unei trăiri profunde și a unor satisfacții. Care întrec cu mult satisfacțiile obținute în celelalte uh, direcții pe care le-am menționat. Legat de pasajul pe care l-ați citit, sunt câțiva termeni aici care nu-mi sunt sinonim nici cu fericirea, nici cu o perspectivă luminoasă asupra vieții, Vai, le au așa cumva părând. Temete de Dumnezeu. Mi-e greu să înțeleg ce înseamnă să te temi de Dumnezeu. Dacă mă uit spre Evul Mediu, sunt puțin speriat uh -huh. de ce înseamnă temerea de Dumnezeu și nu înțeleg cum temerea de Dumnezeu îmi încarcă în sens pozitiv viața și cum îmi dă o perspectivă optimistă asupra vieții. În al doilea rând, al doilea termen care îmi ridică probleme, păzește poruncile lui. Păi, poruncile lui Dumnezeu cumva mă limitează. Mă îngrădesc, mă împiedică. Eu, noi, suntem obișnuiți să ne manifestăm, să depășim granițele. Nu, nu, nu ne place ideea asta ca Dumnezeu să ne dea un perimetru în care să ne mișcăm. Poruncile cu fericirea nu-mi seamănă nimic. Nu mă duce la fericire. Mm -hmm. Versetul 14, în schimb, sună amenințare. Tare urât sună căci Dumnezeu va aduce orice fapte la judecat. Judecata nici atât nu pot privi într-un mod luminos. Mai degrabă mi este frică de judecată pentru că mă gândesc, fii atent ce faci acum, că nu se știe când te vei întâlni și cu gândul, și cu fapta, și cu întreaga ta viață. Tu ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu, nu reușesc să introduc ideea de temere, ideea de porunci, ideea de judecată într-o perspectivă luminoasă a unui creștin cu privire la viață. Din potrivă, parcă ar fi un scut, o frână pe care o avem trasă, ca nu cumva să ne aventurăm mai mult decât trebuie. Nu uita, judecata te așteaptă. Da, apreciez, apreciez modul în care este pusă întrebarea și sesizarea acestei nuanțe, care într-adevăr poate să fie sumbră sau negativă. Dar cred că cele două versete pe care le-am citat pot fi văzute și altfel. Și haideți să vă, vă propun o, o nouă paradigmă de a vedea versetele acestea și aș prefera să abordez cele trei noțiuni aduse în discuție în ordine inversă și anume aș vrea să luăm ideea judecății dacă judecata este privită ca acel act în fața căruia trebuie să stau ca să-mi primesc condamnarea am toate șansele să-mi iau la revedere de la fericire însă perspectiva prin care noi suntem avem posibilitatea să vedem judecata este diferită și anume este acel moment al valorii care contează în alte cuvinte dacă tu îți trăiești viața închipuindu-ți că fericirea este rezultatul evaluării uh, oamenilor, evaluării pozitive din partea oamenilor, te înșeli, treci la un nivel superficial al fericirii. Trăiește-ți viața cu gândul la acea evaluare care depășește zona aceasta umană. Și atunci când uh, îți vei dori să primești aprobarea nu a oamenilor, nu a celor care sunt în jurul tău, ci când îți vei dori să primești aprobarea celui care te-a creat, atunci vei descoperi drumul spre fericire. Acum, parcurgând traseul acesta în ordine inversă, dacă îți pui întrebarea cum să ajung la acel punct, la acel moment în care să mă bucur pentru veșnicie, atenție, nu doar pentru niște zeci de ani, de rezultatul acestei aprobări favorabile atunci ajungi inevitabil la porunci dacă privești poruncile ca o serie întreagă de îngrădiri de, de piedici puse în calea fericirii tale ai toate șansele să atingi niveluri de satisfacție a vieții superficiale dar poruncile nu sunt altceva decât jalonarea drumului de către Dumnezeu către adevărata fericire și asta o constată Solomon nu? El uh, inventarând posibilele surse de fericire trece și din dincolo de zona poruncilor da? Pentru că unele dintre ele intră într-o contradicție flagrantă cu, uh, cu poruncile uh, Unele dintre direcțiile în care el caută fericirea Dar atunci când tu cauți drumul spre această aprobare a se vedea judecata ghidându-te după principiile pe care Dumnezeu ți le-a lăsat în cele 10 porunci ai ocazia să descoperi niveluri profunde ale fericirii și aș vrea să dau doar un singur exemplu. Cu siguranță că există un soi de satisfacție, un gen de satisfacție în acumularea de posesiuni materiale, da? Dar cele 10 porunci ne învață că Trebuie să manifestăm dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele și manifestând dragoste față de aproapele dând, dăruind din ceea ce ai celui care se află lângă tine, descoperi un nivel mult mai profund al bucuriei al fericirii și Solomon asta spune, uite cât am acumulat, n-am fost atât de fericit ca atunci când am dat nu? este mai ferice să dai decât să primești folosind o altă paradigmă a scripturii și viața trăită din această perspectivă a dăruirii a trăi nu doar pentru tine ci a trăi pentru celălalt capătă un sens în virtutea căreia merită trăit și dacă ar fi să ajung și la primul termen pe care l-ați amintit cel legat de temerea de Dumnezeu cu siguranță că această noțiune a temerii nu trebuie privită în sensul fricii, al groazei, al coerciției ci al conștientizării faptului că există o autoritate care îți dorește binele și raportarea corectă la această autoritate poate să aducă în viața ta fericire. A, a nu nega autoritatea aceasta, ci a o recunoaște și a o face parte din povestea vieții tale, este drumul corect. Cum explicați nefericirea unor creștini astăzi? Constatată constatată în foarte multe situații. Da? Așa Da? Constatată în foarte multe situații. Sunt credincioși care au noțiunea de temere, este o noțiune comună și face parte din Sfânta Scriptură și face parte din teologia oricărui credincios. Noțiunea de porunci există acolo, sub diverse forme, sub diverse interpretări, dar există. Noțiunea de judecată, ce să mai vorbim? Ea este prezentă. Nu discutăm acum orientările teologice. Sunt puțin importante la momentul acesta. Însă, dacă vorbim de cele trei concepte, ele fac parte din viața unui credincios, unui creștin. Dar, cu toate acestea, putem spune că ele sunt drumul spre fericirea profundă. Și ce facem cu cei care nu trăiesc fericirea aceasta? Au conceptele. Dar nu au nici atitudinea, nu au nici mentalitatea, au doar. Acum sper să nu deranjez pe nimeni, au doar teologia, adică au doar ideile. Și viața creștină este doar raportată la acele idei. Nu găsești nimic care să te ducă la simțământul că viața ar putea fi și altfel, optimistă, plină de speranță, de bucurie. Nu, noi trebuie să fim apăsați. Nu, noi trebuie să, trebuie să, simțim greutățile și trebuie să fim nefericiți. Parcă acesta este meșa, mesajul pe care o parte dintre creștini, ca iar să nu supăr pe cineva, îl transmit. Dacă ar fi să fac un top al întrebărilor puse până acum, <laughs> cred că asta ar fi cea care ar ocupa locul 1, dar este cea mai bună întrebare și nu îmi rămâne decât să ne dăjduiesc să mă ridic și eu cu răspunsul măcar la jumătatea înălțimei da, da. acestei întrebări. Aici lucrurile sunt simple. E ușor să pui întrebările. E mai greu ca împreună să descoperim și răspunsul, dar să-l și acceptăm. Da. Voi încerca un răspuns la această întrebare, uzând de, de două zicere ale Domnului Isus Hristos, care îmi plac foarte mult. Da? Prima dintre ele, obișnuiesc să spun că este un text, este un verset de nota 10, pentru că se află în Ioan 10 cu 10. Și Iisus spune, eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Această expresie, viață din belșug, este într-un contrast evident cu concluzia lui Solomon, da? viața care este o deșertăciune. Deci, descoperim că scopul lui Dumnezeu transmis cât se poate declară prin Fiul Său, prin Isus Hristos, este ca noi oamenii să ne bucurăm de această viață din Belșug. Iar cel de-al doilea text care vine să, să ne arate cum ne putem bucura de această viață din Belșug îl găsim în pasajul meu preferat din Scriptură, Ioan, capitolul 17, acolo unde Domnul Hristos spune foarte clar: Și viața, și viața aceasta, dar și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Haideți să lăsăm puțin deoparte textul teologia și plecând de la asta să ajungem în zona practică da? a, a întrebării. Cum ne ajută aceste două versete să privim în mod corect cele trei concepte pe care le-am amintit, descoperite la, de la finalul cărții Eclesiastul. Da? Cuvântul de bază, cheia, este acea relație pe care o putem avea cu Dumnezeu facilitată de cunoașterea Lui. În momentul în care eu îmi iau timp să-L cunosc pe Dumnezeu, să-mi dau seama cine este Dumnezeu și să cultiv acea relație profundă cu El, ceea ce va descrie această relație nu este temerea, ci din potrivă este dragostea față de Dumnezeu ca răspuns la dragostea manifestată de El față de mine. E bine, această, acest soi de dragoste care... Vine în urma cunoașterii lui, transformă poruncile în dorința mea, nu în impunerea lui pentru mine. Și pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, sunt gata să, conștient fiind că El mă iubește și că îmi dorește binele, sunt gata să caut fericirea pe drumul trasat de zicerile lui de cele 10 porunci. E bine, în momentul în care fac lucrul acesta, atunci voi privi ziua aceea a judecății cu dorința de a se apropia mai repede, cu, cu dorința de a vedea validarea relației mele cu el, nu ca acel eveniment de față de care să mă tem. De unde nefericirea creștinilor? Din faptul că se limitează la o ascultare seacă, rece, distantă față de Dumnezeu. De multe ori avem tendința să ne oprim asupra formelor care liniștesc într-o oarecare măsură, măsură conștiința, fără să dăm profunzime vieții noastre, relației noastre cu Dumnezeu. Eu cred că adevărata fericire de aici rezidă, din, din această experiență continuă și din ce în ce mai profundă a cunoașterii lui Dumnezeu, iar această cunoaștere mă va transforma de la o zi la alta după chipul și asemănarea lui. Deci ar fi cunoașterea, dar am o neclaritate legată de textul din Ioan 10 cu 10. mai neclarități în seara asta. Ce înseamnă să ai viață din belșug? Se referă din punct de vedere material? Se referă la componenta aceasta spirituală? Ce înseamnă să ai viață din belșug? Să nu duci lipsă de nimic? Apropo de psalmul 23, nu voi duce lipsă de nimic? Ce înseamnă viața din belșug? La ce ar trebui să mă aștept din partea lui Dumnezeu? Că dacă mă uit spre Solomon... A a avea, adică a trăi în belșug, nu e garanția împlinirii și satisfacției. Din potrivă, dacă dai la o parte tot molozul, descoperi că sunt lucruri pe care nu le ai și sunt răspunsuri la care încă nu ai ajuns. Expresia viață din belșug nu exclude dimensiunea materială a ființei noastre și a preocupărilor noastre. Iisus Hristos spune foarte clar că îi pasă de această dimensiune și este gata să o împlinească. Uitați-vă la crinii de pe câmp. Ei nici nu țes, nici nu torc, dar conexiune cu Solomon despre care vorbim, da? dar nici Solomon în toată bogăția și splendoarea lui n-a fost îmbrăcat atât de de frumos cum sunt îmbrăcați crinii. Și folosind această afirmație, Iisus Hristos nu, nu neagă o nevoie legitimă pe care noi o avem. Aceea de îmbrăcăminte, de exemplu, da? Este, este doar, doar un exemplu acesta. Nu, există o anumită satisfacție pe care ți-o dă zona aceasta materială. Sunt niște nevoi legitime cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și împlinirea lor aduc un anumit grad de satisfacție. Repet, Iisus Hristos nu a negat această zonă. Aș vrea să întăresc această afirmație și cu, cu un alt exemplu sau cu o altă ilustrare. Dacă privim la... Oamenii care au marcat istoria biblică, în mod special istoria Vechiului Testament, observăm că oamenii aceștia, remarcați, sau, da, remarcați de istorie ca fiind niște oameni credincioși cu o relație profundă cu Dumnezeu, mulți dintre ei aveau o situație materială bună sau chiar foarte bună, cu mult peste media timpului lor. Ceea ce ne transmite faptul că binecuvântarea sau o relație bună cu Dumnezeu nu interferează cu această zonă materială. Problema este în altă parte. Care este greutatea pe care o acord acestei dimensiuni a ființei mele? Dacă preocupările pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru poziție materială, socială, îmi ocupă tot timpul, nu voi avea viață din belșug, nu voi cunoaște viața din belșug. Dacă doresc mai mult decât atât, atunci secretul sau răspunsul îl găsesc în modul în care ISUS ne învață să trăim și Iisus spune foarte clar să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți dragostea manifestată față de cei din jurul tău a muta scopul vieții tale de la tine însuți spre celălalt și ca, ca o reacție sau ca o rezult, un rezultat al modului în care gândești locul lui Dumnezeu în viața ta Asta îți aduce viață din belșug. Este paradigma de gândire pe care o oferă Hristos și pe care ucenicii și primii creștini îmbrățișând-o au a, a condus la experimentarea acestei realități. O, o stare de spirit, o stare de bine, un sistem de valori, o țintă pentru care erau gata să sacrifice orice, chiar și viața. Nuanțe undeva la 6-7 minute mai avem din emisiunea noastră. Nuanțe ale subiectului. Mă uit spre ceilalți și văd că trăiesc bine. Se bucură de viață, așa cum înțeleg ei viața. Au toate elementele pe care Solomon le punctează, nouă concluzia lui Solomon și eu sunt creștin. Și îmi repet în felul următor. Oamenii ăștia nu știu. Viața este o deșertăciune. N-are rost. Este bine ca în relațiile cu ceilalți sau în clipa în care observi viața, o analizezi așa cum poți. Este bine să crezi despre viață că este o deșertăciune, cu atât mai mult cu cât motivele pe care le ai nu sunt cele mai curate. Și uneori, din invidie, spunem, viața este deșertăciune lăsând loc unei frustrări din spatele acestei exprimări suntem frustrați ne-am dorit și noi să, aibă, să avem și noi ce au ceilalți, dar nu putem așa că zicem, viața e o deșertăciune este potrivită abordarea aceasta și dintr-un alt punct de vedere o altă nuanță nu mă refer la invidie este bine să te raportezi la tot ce te înconjoară cu ideea aceasta totul este o deșertăciune Viața e o deșertăciune? Nimic nu rezistă? Categoric nu. Răspunsul este categoric nu. Și revin la lecția principală pe care a dorit să o transmită Solomon. Solomon n-a vrut să spună, n-a vrut să transmită ideea că absolut tot ce se întâmplă sub soare, absolut tot ce se întâmplă sub soare, nu are niciun sens și că viața nu merită trăită. Ci a vrut să spună altceva. Că există un sens mai profund dincolo de soare și dacă îl descoperi, tot uh -huh. ceea ce este sub soare capătă sens, semnificație și te poți bucura de toate acestea. Din această perspectivă, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că, în primul rând, este necinstit să îți justifici propriile eșecuri, propriile nerealizări, inabilități în domeniul material, da? de exemplu, cu afirmația e, până la urmă viața este deșertăciune. Nu, nu este corect. Pentru că tot înțeleptul Solomon ne spune că tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Da? Și însă, cred că atunci când așezăm peste această dimensiune materială un scop mai înalt, atunci putem savura toate, toată paleta de gusturi, de nuanțe, de arome ale vieții care este de altfel un dar din partea lui Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta. Deci viața este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și chiar și în aceste condiții, în această lume pervertită, marcată de păcat, sunt o sumă din întreagă de lucruri de care ne putem bucura, bucurii legitime pe care Dumnezeu le a așezat în viața noastră ca o pregustare sau ca o arvună a bucuriilor de care vom avea parte în veșnicie, evident în urma unei trăirii vieții după o paradigmă corectă. O întrebare cu cârlig. Sunt lucruri de care nu ar trebui să mă bucur în calitate de creștin? Cu siguranță că da. Sunt toate acele lucruri care ies din sfera sistemului de valori pe care îl pune Dumnezeu. Sistem de valori care va, va intra în reflexul meu dacă sunt un creștin autentic. Voi privi la ceilalți cum se bucură de anumite lucruri. Îmi voi da seama că bucuria aceea este doar rezultatul unui moment, și pentru că eu îmi doresc mai mult decât un, un moment, îmi doresc o veșnicie, voi alege să caut motive de bucurie mai profunde. Domnule pastor, haideți să adunăm uh, ideile din prima parte a emisiunii cu ideile din a doua parte a emisiunii. Prima parte, am încercat noi așa, ad hoc, în urma dialogului, să împărțim lucrurile viața sub soare. Și viața de dincolo de soare. Subiectul nostru a fost acesta. Chiar, este, chiar putem spune că viața este o deșertăciune? Ce ar trebui să înțelegem când ne referim la viața sub soare? Și ce ar trebui să înțelegem în clipa în care mergem spre partea de final a cărții, Ecclesiastul, și ne uităm spre concluziile pe care Solomon le are? Cum ultima parte a cărții pune în lumină. Toate celelalte capitole și toate celelalte idei pe care el ni le prezintă? Da, putem spune că această delimitare pe care o face Solomon este comună sau este specifică oamenilor care îl exclud din ecuația vieților pe Dumnezeu. Și dacă facem lucrul acesta, avem de-a face cu această separare sub soare și dincolo de soare. Uh, un creștin autentic, cel care îl, îl caută pe Dumnezeu, îl găsește, îl descoperă, uh, dă sens vieții sale, aducând în, în viața lui tot ceea ce poate să potențeze uh, fericirea de care au parte ceilalți. Uh, și cred că a, a căuta uh, această dimensiune spirituală, sensurile profunde ale vieții poate să aducă fericirea în viața celor care o caută cu adevărat. Deci, noi, noi trăim într-o paradigmă cu o imagine a vieții care ar trebui să fie specifică evenimentului creației. Da? și regăsit de altfel în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Atunci când lăsăm această conexiune să modeleze prioritățile noastre, căutările noastre, nu vom ajunge la concluzia că viața este o deșertăciune, că ea nu trebuie trăită, ci vom ajunge la concluzia că viața poate fi, fi frumoasă, acel soi de frumusețe, de satisfacție, care nu este decât o arvună pentru ceea ce pregătește Dumnezeu celor care aleg să trăiască pentru o lume de dincolo de soare. Invitatul nostru din această seară a fost pastorul Robert Mandache. Vă mulțumesc mult, domnule pastor, vă aștept mai des, să știți. Mulțumesc! Ne-a luat ceva timp să planificăm emisiunea aceasta. Eu sper să vă prind așa în programul emisiunii și dumneavoastră, să mă prindeți pe mine în programul dumneavoastră, cât mai des, în așa fel încât să ne putem întâlni și să așezăm Scriptura în centrul discuțiilor noastre. Vă mulțumesc mult! Cu drag! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru că împreună îl cunoaștem pe Dumnezeu și împreună putem aprofunda Scriptura. Rămâneți aproape de Dumnezeu, rămâneți aproape de Mântuitorul nostru. Până data viitoare, toate cele bune!